verga a casa. Yo soy en Roma, ya en Roma, tío. Știam cu gagec care avea unchiul sau nu știu cine ținea castelul cealaltă. Dar nu mai știu cum o cheamă pe gagica aia. Da, nu mă mai interesează. Cum să nu se uite urât la tine? Da, ce caută ăla acolo? S-o personalizat bun pe mireasă, pe rochi de mireasă, vă, că s-o personalizat bine pe rochi de mireasă, e foarte olui, vă, că...
dată. Vreau să renunț la unele locuri, nu o să mai adaug. E șansă mare să renunț la autodel, e șansă foarte mare. Da. Omul mă interesează, vreau altceva oricum. E șansă mare. Și... am câțiva ani bune, ați plictisit de multă vreme. Da? Nu știu, nu, bă, rost, o muncă multă și parcă nu-mi place bugetul și ăștia vor ceva în plus. Bă, dar vreți dau mai mult, dar ce-mi face în plus? Dar eu să fac în plus de mai mult timp și dai foc, nu mă mai interesează. Nu prea, nu prea vor să mă lase oricum să plec, dar am să fac eu cumva. Oricum, cam aveam de gând să plec anul ăsta și cred că o să plec și mai repede decât mi-am propus. Habar n-am, cred că e punct stop. Mai am la Tico acolo, tot cu aia. Aia merg mai rar, îmi convine și iau destul de decent pe mașină. Mai vreau să stau și pe Tușoleacă. Chiar nu am timp liber. Acum m-am fost și am fotografiat mobilă în Roma. În acasă e 90, mai fac ceva. Da. Și cred că mă mai bag cu câteva companii și îmi dai foc. Asta e mai greu, nu prea spamez, eu mă duc doar la sigur. Când dau un mesaj, am șanse foarte mare să mă stabilez acolo. Da, și ar vrea să fac mai mult SF-uri, poate și ceva, nu știu, să mai mă duc înapoi pe Fanshop, sau dacă e persoana asta care vrea clipuri de genul ăsta, poate m-aș băga. Și cu totul ține-o așa, ține-o cu buget mai mic și pe parcurs îi mărește așa câte 10-20 de lei, că nu, ține-o, mai ales dacă nu are în fiecare zi, chiar dacă ar fi în fiecare zi, îți pierzi tot timpul, nu prea ai timp de altceva și de astea. Asta, da,
unde ai făcut până la urmă? Tu ești mai pe len, na, mai stai la companie, pe acasă, așa, dar eu sunt full în continuă și nu știu, fac același lucru, m-am degradat o grămadă, parcă nu mai avansez, mă duc numai în jos, nu mă sunt bine. Deja știu, da? Tu te gradezi ca calitate, în primul rând. Da. Da, bine, asta e da. Mai spamez, eu mai văd ceva, nu știu. Nu știu ce mai fac, abar n-am ce mai fac. Într-un fel aș pierde vreo două luni să mă plictisesc așa, mă mai plimb cu bicicleta, mai stau, mai revin și eu mentalul ăla. Liberă, lasă, dar mă sunt ca în iunie, în iulie aproape. La mine începe nebunia cu sfârșitul de an. Hai, leu. Da, e șansă mare să plec la autodel. Am avut o discuție. Încep să șeii câte ceva și le fac un setup, fă-ți singur și până am plecat, nici nu mai vin. Da, s-au cam schimbat acolo. E, normal că le merge foarte bine, nu? Că... Eu le-au crescut procentul destul de mult. Dar nu au vrut să investească în ce le-am zis eu și-o degrada și ei pe acum. Așa cum atât să zbat că nu fac poză, că nu știu ce. Du-te bă de cele, când v-am zis eu să faceți ceva interesant, ați spus că nu știu ce. Și acum gata, vreți nu știu ce. Da, na. Ce poți să le mai zici? Că degeaba zic că peste o lună, două nu se întâmplă nici ca și iar începe. Dar nu o să fac poză, că nu știu ce. Da, bă, asta mă enervează. Da, bă, normal că tot e un pic prost, că așa se întâmplă în permanență. Știi, fă mai multă muncă, dar știi ce vrei? Vrei bani mai mulți? Hai, ce mai faci în plus? Du-te, bă, de aici, eu deja fac în plus o grămadă. Nu scot nici 10 lei pe mașină și tu vrei să mai fac și în plus ceva. Gata, și-o revenit total? Da, da. Da, așa trebuie să scoți. Nu, tu poza trebuie să o scoți în SRGB, că dacă o scoți în Adobe 1998, deja e altceva și nu, unele imprimante nu suportă asta.
Deci poza trebuie să o scoți SRGB. Adobe 1998. O fi altceva poate. Trebuie să ții măcar 500-1000 de printuri. Trebuie să ții măcar 500-1000 de printuri. Revolut ceva. Na. Nu, no, și ăla-i verificat. Și ăla-i verificat. Gândește bannerurile alea de pe clădire, alea sunt, cum se cheamă, lipite, printate mai multe părți și sunt lipite. Bannerul de pe clădire, doar nu crezi că e un print întreg. Sunt lipite toate. Caspară mare, ele sunt lipite, sunt și lipite, doar nu e un print întreg. Sunt lipite. Gen face de un A1, lipește vreo 7 lucruri ca să pară gigantic. Cine mai era? Că mai fost la epocăiți cu tine.
Liber să ai și tu din tot anul, mă, ce cunile. Din capul meu. Nu te mai bași pe școală. Așa, asta e o grămadă de muncă, pe puțin. Ai plătit? Ceva.
fac altceva. Dar nu prea am timp să mă potmolesc. Uite, du-te tu la auto de ăla dacă nu te și angajează și că știi și mai mult decât la firma ta. Da, tu te angajezi full time. Să ești tu vreo 3.000. Cum? Faci poze la mașină non-stop și alte prostii și video leacă și stai și editezi ca nebunul. Faci 3500, 4000, le zici 4000 de lei pe lună, full time, angajat, frumos acolo și gata. Zici că ești mai bun decât mine și gata. Stai full time. Stai full time, editezi doar acolo, full time, nu extra acasă și gata. Da, știu că s-o degrada foarte tare tiriștii ăștia, cum îi cheamă. Câștig foarte puțin acum. S-a întâmplat ceva și nu știu, s-a întâmplat ceva, dar nu mai știu ce, și din cauza asta. Ceva mereu. Niodată, niodată peste 7 ani, dar niodată.
și doar scoți din, scoți din cameră tot, dacă, ai, dacă folosești flash. Pentru highlight. La mina. Ai, nu vrei să mergi odată la mănăstirea asta, mina, că nu mai apuc niciodată, bă, că m-aș duce cu bicicleta. Da, trebuie să merg cu bicicleta.